Salutare tuturor și bine v-a regăsit oameni buni la un minunat nou episod de Minecraft oameni până. Astăzi suntem pe un minunat modpack, suntem pe acel modpack cu TNT-uri Doar că astăzi nu o să testăm niște TNT-uri, o să testăm dinamita din Minecraft Hai să dăm și jocul ăsta un pic mai încet aici da, oameni buni. Avem foarte multă dinamită aici, din câte vedeți, și o să o testăm astăzi să vedem cam cât de mult o să explodeze de pe aici. Uh, bineînțeles, fraților, dacă mai aveți episoade de genul acesta, nu uitați să spuneți acolo și o comentarii și, bineînțeles, nu uitați să lăsați un like și, bineînțeles, aveți și canalul de vlog în descriere, oameni buni. Hai să-i dăm drumul, oameni buni. Deci, avem aici prima dinamită. Uh, o să dăm aici prima dată. Care, din câte vedeți, și voi distruge destul de mult, adică chiar e foarte, foarte utilă. Deci, dacă dau câteva din astea efectiv am curățat pe aici, deci uitați-vă și voi. Deci pot să, pot să minez cu astea fără nicio problemă. Uite, cu astea chiar ai putea să minez foarte, foarte ușor după uh, netherite, cred că. Dar, uh, da. În fine, ăsta văd că distruge, dar uh, nu chiar foarte, foarte mult. Cam cât un TNT, aș zice. Cam ceva de genul ăsta. Bun. Avem următoarea dinamită care deja... Deja din câte vedeți și voi face o explozie mult mai mare Adică uitați-vă și voi totuși că distrug tot muntele ăsta una, două Efectiv pot să dărâm tot muntele ăsta Wow, o să chiar e bun dacă vrei să nivelezi sau chestii de genul ăsta Adică, na, Am scăpat de munte efectiv de aici, au mai rămas doar bucata asta Și da, am cam distrus muntele de pe aici În fine Trecem la următoarea dinamită, oameni buni, care este deja mult. S o distruge mult, mult mai mult din câte vedeți și voi efectiv dau doar câte una. Și uitați vă și voi cât de mult sparge Acum scurs dacă arunc mai multe aici Putem să mergem așa până la bedrock Fără nicio problemă Da, deja am ajuns la bedrock Din câte puteți să vedeți și voi mai mult Și încă mai explodează pe aici Adică, uitați-vă și voi cât am distrus din partea asta Cu această dinamită Fără prea multă chinuială, adică totul. Mă rog, văd că avem și un pic de lag, pentru că, na, dacă arunci o dinamită din asta, chiar, chiar încep să ai un pic de lag, sincer. Hai să aruncăm undeva, că totuși am cam distrus zona asta, adică uitați-vă și voi cum arată. Hai să mergem un pic mai departe, că pe aici chiar, chiar am distrus chiar totul. Hai să aruncăm aici o dinamită din asta, să vedem. Așteptăm un pic, bineînțeles. Și cam atât distruge o dinamită din asta, oameni deci, uitați-vă și voi cum arată toată zona asta, nici nu vreau să-mi imaginez dacă arunc mai mult așa. Uh, și probabil o să fie și un pic de lag aici, bineînțeles, și văd că durează ceva până explodează, ai de capul meu În fine, hai să trecem mai departe, mai bun, hai să mergem un pic mai departe totuși că uh, pe aici am cam distrus totul Ok, avem o dinamită care uh, apare nu distruge nimic, sau? Mi se pare mie, nu, no, deci dinamita asta efectiv nu distruge nimic, ok Trecem la următoarea Hai să rucăm tot aici Dacă tot aici nu s-a distrus absolut nimic Ai de capul meu Ok Uitați-vă ce a făcut dinamita asta Deci uitați-vă cum arată totul pe aici Stai că deja parcă Parcă avem un pic de lag Adică hai să dăm și noi ăsta pe 8 măcar Da foarte foarte ciudat Deci dinamita asta chiar e Foarte OP să zic așa Ai de capul meu Deci efectiv îți distruge toată harta În fine trecem la următoarea dinamita Oameni buni o să o rucăm fix aici și văd că dă cu TNT-uri. Ok. Cad niște TNT-uri din cer. Și cam distrug aici. Bă, tare, tare oricum. Bine. Aruncăm și dinamita asta. Trecem mai departe și o să mă duc și un pic mai departe. Pentru că, da, deja cam distrugem zona asta, oameni buni. Și nu prea bine. Ok, aruncăm una aici. Ai, cât de tare. Deci asta pune și torțe pe aici. Deci îți uh, nivelează, să zic așa. Nu știu, stai să vedem. Uite, hai să dăm... Uh... Aici, ia să vedem. Ok, nu știu cum naiba, dar au apărut torțe pe acolo. Nu știu care-i faza. Deci, da, din ce văd, nivelează de pe aici și pune torțe. Ceea ce e chiar foarte util, adică, na, da, chiar te ajută mult. Ok, avem apă frumos peste tot pe aici în caz că vrei să... Nu știu, vrei să-ți schimbi puțin locul. Oh, și apar și daste pe aici, mamă, dar... Bă, păi și asta, asta chiar e utilă. Adică dacă vrei să mai schimbi un pic zona, hai să facem și noi zică deja s-a cam întunecat aici asta, așa un pic. Așa, perfect. Să avem și noi zică Că nu se mai poate totuși. Ok. Trecem la următoarea dinamită, oameni buni. Aruncăm un aici. Așteptăm un pic pentru că, bineînțeles, deja e un pic de lag pe aici la, la, ce explozie am făcut mai devreme. Ok, eu aștept să văd ce se întâmplă. Sper că nu am prea mult lag. Dar nu știu ce să zic, adică nu prea pot să-mi dau seama cam asta e faza. În fine, hai să mergem mai departe. Ne îndepărtăm un pic de zonele astea unde am tot explodat oameni buni. Următoarea dinamită, așteptăm un pic o explozie și... Ai de capul meu ce s-a întâmplat aici! Avem foc peste tot și dita mai explozia. Ok. Bine, hai să ne mai departe că deja e destul de mult lag. Să aruncăm una aici. Așteptăm și, oh, ăsta spawnează un ghest aparent Tă cu lavă pe aici, cu foc, cu chestii de nedar, deci, uh, da Bă, tare oricum, chiar, uh, chiar foarte tare Ia, dacă arunc una în apă Hai să aruncăm una în apă, oameni buni, să vedem uh, Văd că s-a spawneat numai ghestul, adică nu Râs pe aici, nu s-a întâmplat absolut nimic În fine, hai să mergem mai departe, oameni buni Trebuie să mă tot îndepărtez așa uh, Hai să aruncăm următoarea aici Deci aparent asta dă cu foc Adică nu e foarte, foarte wow Următoarea Dinamită Asta nivelează efectiv pe aici Aparent Deci cât de tare, cât de utilă e chestia asta Că totuși îți nivelează efectiv pe aici Deci frumos Dacă vrei să-ți nivelezi pe hartă Să ai un loc de ăsta așa frumos Unde să te apuci să construiești chestii uh, Dinamita asta chiar te ajută mult Bun, trecem mai departe o, o, explozie până jos de tot Deci cât de tare Mamă, pe păi asta e prea utilă pentru minat Adică, uitați-vă și voi Până la bedrock Deci până la bedrock, efectiv chiar okay, aș vrea să Pot cumva să și ies de aici Ok, bun, trecem la următoarea Dinamită oameni buni, hai să vedem ce se întâmplă Acum ah, pare nu A, apare m-am împins Efectiv un am în spate, este. Aoleu, da, da, A, o da, am și bă, asta e utilă dacă vreau să mă duc mai departe, uite să nu mă mai chinui eu să mă plim pe aici, mă împinge asta direct cât trebuie, frate, efectiv, mă aule, aruc... stai să stai, stai, nu, nu, că de aici, de aici am plecat, mă, nu-i bine, stai așa, și ne întoarcem, perfect, bun, mult mai bine, ok, Aruncăm și astea, bun, trecem la următoarea dinamită care uh, dă cu zăpadă, bineînțeles, pe aici, Frumos, dacă vrei să-ți faci un loc de ăsta plin cu zăpadă. Următoarea dinamită, ăsta e că nu știu, aici cred că am putea să dăm. OK, aparent avem niște TNT-uri pe aici care, bineînțeles, o să explodeze și cam asta ar fi ideea. Încă trei aici detestat. Hai să vedem care e treaba și cu astea trei. Aruncăm unul în partea aia. Uh, văd că nu prea a făcut uh, o mare explozie, să zic așa, adică ăsta nu e foarte wow. Ba chiar trebuie să arunci destul de multe ca să facă o explozie cât de cât acolo Ok, uh, avem ceva dinamită normală Asta explodează cam cât un TNT să zic așa Adică, da, cam asta ar fi ideea Și ultima dinamită mai buni O să o fix aici Și uh, pare distruge destul de mult asta pe aici Încât te vedeți și voi Și cam astea au fost oameni buni Da, sper în orice caz oameni buni că v-a plăcut acest episod Dacă v-a plăcut, bineînțeles, nu uitați să lăsați un like cu share și ce mai vreți voi pe acolo uh, Și noi ne auzim data viitoare Toate cele bune, la revedere, pa pa!